Bună seara, sunt Sorina Obreșa și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Deputații s-au întrunit în prima ședință de după campania electorală. O majoritate clară nu s-a format, dar unele proiecte au fost aprobate. Între timp, în fața legislativului, mai mulți veterani au protestat, cerând ca Parlamentul să fie dizolvat și anunțate alegeri anticipate. La 4 zile de când a fost aleasă președinte, Maia Sandu are pază de stat și automobil de serviciu. Ajuns în țară cu o întârziere de mai bine de o lună, primul lot de vaccin antigripal încă nu a început să fie administrat. E bine ca să fie făcut începând cu luna octombrie, dar nu este încă târziu. La prima ședință în plena Parlamentului de după campania electorală nu a fost clar dacă există sau nu o majoritate neformală. La diferite proiecte s-a votat diferit. PD a anunțat oficial că iese din alianța cu socialiștii, iar neafiliații și deputații șor că sunt împreună în platforma pentru Moldova. Deși nu au călcat în sala plenului de 2 luni, parlamentarii își primesc salariile. De angajați ai se... Înainte de ședința în plen, cei mai mulți dintre deputați care se adunau la Parlament nu au fost prea încântați să ne spună dacă își merită salariile pentru cele 2 luni de inactivitate. Ce ați făcut în aceste 2 luni cât Parlamentul a fost inactiv? La fel ca și socialistul Vladimir Odnostalco, ne-a întors spatele și colega sa Ala Dolință, care la una din ședințele Comisiei Juridice a fost surprinsă mâncând zeamă. Dar puteți să vă opriți să discutăm un pic? Doamna deputată. Nici Pavel Filip nu a stat să discute cu noi. Ce ați făcut în aceste 2 luni cât Parlamentul a fost inactiv? De fapt, noi am muncit între aceste 2 luni, am muncit în comisie, am muncit în teritoriu cu cetățenii. Am fost permanent în mișcare, n-am stat pe loc. V-ați primit salariile? Ce salariu ați primit pentru aceste 2 luni? Păi salariul de bază, care este la orice parlamentar. Păi ce salariu? Primim mai mult, mai puțin. Se pare că în jurul la 14.000 de lei. Fericire, stau în spital mult. Da? Da, am fost bolnav de COVID. Am participat în campanie electorală. Așa. Ați primit salariu pentru aceste 2 luni? Cât... Evident. Da. Evident. Ce salariu ați? E mai jos decât salariul jurnaliștilor de la Pro TV, dar ne descurcăm. Dumneavoastră, din de știți ce salariu avem noi? Am salariu 15.000 de lei. Stimați colegi, vă salut pe toți. Sunt bucuros să vă revăd din nou la ședința plenară a Parlamentului. Democrații au anunțat de la bun început că părăsesc coaliția cu socialiștii. Fracțiunea Partidului Democrat anunță în plenul Parlamentului că recent s-a retras din majoritatea parlamentară. Iar neafiliații care s-au despărțit mai întâi de PD, apoi și de Pro-Moldova, au anunțat că se unesc cu cei de la Partidul Șor. Au constituit Platforma Parlamentară pentru Moldova. Înainte să înceapă examinarea proiectelor de pe ordinea de zi, deputații de la Platforma DA au propus să fie incluse unele suplimentare, ca să testeze dacă nu cumva există vreo majoritate neoficială, așa cum se discuta zilele trecute. Prima propunere noastră ține de audiere prim-ministrului Republicii Moldova pe exercitarea hotărârii Parlamentului numărul 141 din 4 octombrie 2020, care noi, mare majoritate, am votat raportul Comisiei de Anchetă pe aeroport. 29 de voturi nu a trecut. Ulterior, deputații de la Platforma DA și PAS au propus să fie audiat și ministrul economiei pe subiectul Arena Chișinău. Chișinău Arena se transformă din cenușăreasă, iarăși, da, din prințesă, iarăși în cenușăreasă, în care nu știm ce o să întâmple, da? Unde este, sau cine trebuie să răspundă pentru faptul că nu au fost respectate toate normele juridice. Cine este pentru rog să votați? 42 de deputați din 92 nu avem majoritate. Nu au votat PSRM și Șor, vă felicităm. Cei din Partidul Șor însă au votat la un alt proiect propus de Platforma DA, iar Slusar a ținut să remarce asta. Menționăm că am avut susținerea grupului Șor.
totuși la subiectele care au fost incluse pe ordinea de zi au votat majoritatea deputaților, așa că nu este clar deocamdată dacă există sau nu o coaliție ascunsă între PSRM și Pentru Moldova, din care fac parte deputații Partidului Șor și cei plecați de la Pro-Moldova, așa cum se vehicula. Teoretic, după un simplu calcul, aceste fracțiuni ar putea forma o majoritate, având în vedere că împreună ar putea acumula 52 de voturi. În a patra zi de când a fost aleasă președinte, Maia Sandu i-a fost pusă la dispoziție pază de stat și automobil de serviciu. Detalii are colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate ne-a spus că astăzi, după amiază, aici la sediul PAS a venit un agent de la Serviciul Protecție și Pază de Stat care a anunțat-o pe Maia Sandu că de astăzi va avea ofițer de pază, un automobil de serviciu și șofer. Potrivit aceleiași surse, Sandu a acceptat, întrucât toate acestea i-au fost puse la dispoziție conform prevederilor legale. Astfel, de mâine, noul președinte ales va fi păzit atât aici, la sediul PAS, cât și acasă. Deocamdată, Maia Sandu locuiește în apartamentul său personal, dar după învestirea în funcția de președinte al Republicii Moldova, acesteia îi va fi pus la dispoziție potrivit legii și reședința de la Condrița. Înainte să fie aleasă președinte, Sandu spunea că va refuza toate aceste privilegii. Tot ea a mai declarat în campanie electorală că după ce va fi investită în funcție, va scoate și gardul de la președinție, dar va și diminua cheltuielile pentru instituția prezidențială. Astăzi am încercat să aflăm de la responsabilii de la SPPS cine totuși a dispus ca Maia Sandu să-i fie oferită pază abia astăzi, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon, iar pentru că SPPS-ul se află în subordinea președintelui din iunie anul trecut, am întrebat și responsabilii de la Serviciul de Presă al Președinției dacă toate astea au fost făcute la indicațiile lui Igor Dodon, care încă este președinte în exercițiu, dar nu ne-au putut oferi un răspuns astăzi. Amintim că în 2016, când Igor Dodon a fost ales președinte, acesta s-a pomenit protejat de angajații ai SPPS chiar după anunțarea primelor rezultate ale turului 2 de scrutin. Atunci dispoziția a fost semnată de directorul SPPS, care se afla în subordinea guvernului. Acestea au fost informațiile, Sorina. Daniela, îți mulțumesc. Deputații platformei DA și cei din PAS au înaintat astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului de interne Pavel Vuicu. Ei au invocat cazurile în care patru bărbați au fost răpiți de miliția transnistreană și l-au acuzat pe Vuicu de faptul că nu poate asigura securitatea cetățenilor și a propriilor angajați. Deputații Platformei Demnitate și Adevăr și deputații Partidului Acțiune și Solidaritate înaintează moțiune simplă asupra activității Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova. Deputații îl acuză pe ministrul Vuicu de faptul că nu este pregătit pentru combaterea grupurilor criminale, a grupurilor paramilitare din regiunea transnistreană, dar și de asigurarea securității cetățenilor. Deși i-au fost oferite 5 minute pentru a prezenta moțiunea, la cel puțin un minut, președintele Parlamentului l-a întrerupt pe plângău, spunându-i că timpul a expirat. Domnul Plângău, 5 minute au expirat. N-am pornit, îmi cer scuze. Ulterior, deputatul și-a continuat prezentarea. Cetățenii Republicii Moldova află din presă despre mai multe cazuri de răpire de oameni de așa numitele forțe transnistrene. Cel mai recent caz, care a lăsat un profund sentiment de insecuritate pentru întreaga populație a Republicii Moldova, este cazul ofițerului de poliție Andreea Marfi, angajat al Inspectoratului de Poliție Florești, care a fost răpit în dimineața zilei de 7 octombrie de către structurile criminale ale Tiraspolului. Acesta a mai vorbit și despre alte cazuri de răpire. Astfel, cei de la PAS și Platforma DA cer ministrului de interne să prezinte un raport privind activitatea Ministerului Afacerilor Interne, în special privind acțiunile din zona de
securitate. Elaborarea și prezentarea unei agende clare și coerente cu privire la instruirea angajaților MAI și măsurile de protejare a acestora în zonele de securitate. Deputații i-au mai cerut lui Voicu să prezinte explicații cu privire la înregistrările apărute recent în spațiul public, conform cărora acesta s-ar fi implicat în mușamalizarea unui dosar al unui șofer care a urcat la volan în stare de ebrietate, fiind vorba, potrivit Nord News, de nepotul lui Corneliu Furculiță. Dar cam cât ai servit plus minus? Și ce ai servit, rachiu sau vin? Am servit bere. Bere ține mult în cor. Aia că asta și a fost problema. Rachiu iese repede, iese în vreo 2-3 ore. În 5 ori iese vinul și în 7 ori iese bere. Astăzi, deputatul Corneliu Furculiță a recunoscut că și-a consultat nepotul, dar a negat că ar fi apelat la Voicu după ajutor. Vă aduc aminte că asta a fost anul 2017. Cine era atunci la guvernare și ce regim? Era, nu-i ține minte. Eram deputat și un băiat, o rudă de-a mea, a fost reținută, care eventual a fost inițial, probabil, tratată puțin în afara legii, din dorința de a-l proteja, eu, tânărului, i-am oferit consultanță pentru să-i asigur, sau nu să asigur, dar să fiu sigur că se desfășoară un proces corect, conform legii, fiindcă atunci era un an 2016-2017, când ați văzut că am fost interceptat ilegal. Moțiunea urmează să fie examinată de Comisia Juridică, iar mai apoi ar putea fi inclusă pe agenda uneia dintre următoarele ședințe ale Parlamentului. Pavel Voicu nu ne-a răspuns astăzi la telefon pentru un comentariu. În timp ce deputații s-au întrunit în ședință, mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru au protestat în fața Parlamentului. Aceștia au cerut dizolvarea legislativului și alegeri anticipate. Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Ne-am fost bruscați, tăvăliți, bătuți, gazați, electrocutați de către poliție. Vom continua să stăm cu ochii pe voi și să știți că nu veți avea zile ușoare până în momentul când veți pleca. Nimeni din Parlament nu a ieșit să discute cu veteranii. Ieri aceștia au protestat în fața Procuraturii Generale și a Ministerului de Interne pentru că susțin că au fost bruscați de polițiști în ziua alegerilor. Procuratura a anunțat că va examina sesizările lor. Numărul cazurilor de coronavirus nu scade. În ultimele 24 de ore, peste 1400 de oameni s-au infectat. Ce spun epidemiologii despre bilanțul tot mai mare, dar și la ce să ne așteptăm, aflăm de la colega noastră, Iuliana Maranciuc. Iuliana, bună seara! Bună seara, Sorina! Epidemiologii nu au prognoze îmbucurătoare. Potrivit lor, numărul cazurilor de îmbolnăviri va crește și mai mult, iar valul 2 abia urmează. Situația se va agrava când vom înregistra primele cazuri de gripă virală. Astăzi, Ministerul Sănătății anunță 1442 de îmbolnăviri de coronavirus și 19 decese. Epidemiologii spun că avem în fiecare săptămână noi recorduri pentru că oamenii nu respectă măsurile de prevenire, dar și autoritățile nu iau măsuri pentru a ține în frâu pandemia. La piață și în transportul public, unde se formează mereu aglomerație, oamenii parcă au uitat de măsurile de protecție, nu păstrează distanța și nu poartă corect masca. Forfotă mare astăzi la piața centrală, iar oamenii, deși era îmbulzeală, purtau masca sub nas ori sub barbă. Sunt și din cei care o poartă în buzunar, pentru că, spun ei, nu cred în existența virusului. De ce nu credeți? Nu cred, că nu-i. Nu-i. Păi, au fost anunțat că 1600 de oameni s-au infectat ieri doar. Nu cred. Da-și cred, că nu-i nică. Eu nu cred de nic, când ești vezi, nu cred. Nu mă tem de nic, nu mă tem, nu mă tem. Oamenii nu sunt lăsați să intre pe teritoriul pieței fără mască, dar unii o scot imediat după ce trec de paznici. Cred că e o bârfă. Dar de asta nu purtați masca? Da. Alții spun că numărul mare de infectări se înregistrează din cauza irresponsabilității și a indiferenței. Hei, de ce că nu respectă regulile? Așa suntem, nu ne dăm seama, dar când ajungem înapoi... Da, de mine nu mi-e frică, că-s bătrână de amă, dar de tineri atunci să ne-i jelecă. Ca să am născut spus de la 40 de ani de amă, o de ce-a dat. 40 de ani, și eu trăit copilul ăsta. În fața unei teșghele, două femei s-au luat la ceartă pentru că una nu purta mască, iar cealaltă îi spunea să-și o pună și să păstreze distanța. Ce credeți despre coronavirus? Nu cred.
Nu credeți în existența? Pune mască ori de dintr-o parte, până eu am fi eu. Da, puteți să ne spuneți de ce nu credeți? Pentru că oamenii ne înapoiați. Pentru că am răcit tare în luna septembrie. Da, da. Și m-au controlat tot și nu mi-au găsit niciun virus. Înseamnă că el nu există, e pur și simplu o gripă. Dar în spitale, de ce sunt pline spitalele? Cu virus de gripă. Și la stațiile de troleibuze era mare îmbulzeală de dimineață. Oamenii nu păstrează distanța, se împing și poartă masca incorrect. Se poartă oamenii masca în transport? În genere foarte tot, dar cam nu le poartă corect. Epidemiologul Ștefan Gheorghiță spune că avem un număr mare de infectări din cauza nerespectării măsurilor de protecție împotriva COVID-19, dar și pentru că autoritățile nu vin cu soluții. Autoritățile au permis adunări în masă până la 50 de persoane. Dar ce se face? Se organizează meeting-uri, zile onomastice, întâlniri, petreceri și așa mai departe. Iar al doilea val va începe atunci când va fi înregistrat primul caz de gripă sezonieră, afirmă specialistul. Când două infecții virale se vor întâlni, situația se va complica cu mult mai tare. Potrivit epidemiologului, autoritățile ar trebui să impună restricții mai dure pentru a opri răspândirea coronavirusului, care în ultima perioadă atacă tot mai mulți tineri, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în țările europene, cum ar fi România, Italia, Spania și alte state. Acolo, după ce s-au înregistrat bilanțuri record, autoritățile au impus carantină totală sau parțială, au închis barurile și restaurantele și au impus restricții de circulație. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Boris Gâlcăne, a spus că mâine va avea loc ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, la care se va decide ce măsuri vor fi impuse pentru a opri răspândirea infecției. Persoanele care fumează se pot trata mai greu de coronavirus și sunt mai vulnerabile în fața bolii, spun medicii. Eu sunt fumător și înțeleg că un lucru nu prea bun, dar nu susțin. Cum poate fi depășită dependența de tutun, aflăm de la specialiști în jurnal. Ajuns cu o întârziere de mai bine de o lună, primul lot de vaccin antigripal încă nu a fost distribuit în instituțiile medicale pentru a fi administrat. Acest lucru s-ar putea întâmpla abia peste câteva zile, ne-au spus responsabilii de la ANSP. Primii vor fi vaccinați lucrătorii medicali care luptă cu coronavirusul. Consider că este destul de util de a face această vaccinare îndeosebi în perioada aceasta când se întâlnește COVID-ul, deoarece avem posibilitatea ca să protejăm organismul măcar de un virus. Măcar de virusul gripal. Deși autoritățile din sănătate anunțau că vaccinul antigripal va ajunge în țară în luna octombrie, primele 7.000 de doze din lotul de 100.000, care au fost achiziționate din Rusia, au ajuns abia acum 5 zile. Vaccinul antigripal trebuia să ajungă în Republica Moldova în luna octombrie, însă și cu părere de rău, nu din partea Republicii Moldova, a întârziat și, iată, zilele acestea am primit prima tranșă de vaccin care este distribuită și va fi utilizată pentru lucrătorii medicali, practic aceia care stau în prima linie. Săptămâna viitoare va ajunge următoarea tranșă de vaccin antigripal care va fi distribuită în instituțiile medicale. Pregătim persoanele pentru vaccinare, cele care fac parte din grupul de risc, care în caz de îmbolnăvire cu gripa ar duce la anumite complicații. Aceștia sunt pacienții cu boli cronice, persoane cu imunitate scăzută, cele care primesc tratament cu citostatice, gravidele și copiii de la 6 luni până la 18 ani. Vaccinarea antigripală e bine ca să fie făcută începând cu luna octombrie, dar adică încă nu este acel impact negativ, adică nu este încă târziu. Vaccinul începe să acționeze chiar din prima săptămână după administrare, totuși o persoană este protejată de virusul gripal abia după 2-3 săptămâni, susține medicul. Primii vor fi vaccinați lucrătorii medicali care luptă cu COVID-19. Până acum în țară nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, susțin specialiștii de la ANSP. Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de peste 11 milioane de lei deținute de o firmă afiliată lui Vlad Plahotniuc într-o bancă din Moldova. Potrivit procurorilor, banii urmau să fie transferați către conturile unei companii din Turcia. Avocatul fostului lider PD susține că acesta nu are nicio legătură cu firma vizată.
În dosarul vizând frauda bancară, Procuratura Anticorupție și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe data de 9 noiembrie, firma Argus afiliată lui Vlad Plahotniuc a inițiat două transferuri în sumă de peste 660.000 de dolari către compania nerezidentă Prime Service pe un cont bancar deschis în Turcia, se arată într-un comunicat emis de Procuratura Generală. Avocatul fostului lider BDN a spus că firma respectivă nu îi aparține lui Plahotniuc. Din discuție purtată cu clientul meu, dumnealui mi-a comunicat că nu are absolut nicio tangență cu compania Argus și cu tranzacția care a fost aplicat pe gestul de către Procuratura Anticorupție. Nu a vrut să ne spună nici de această dată unde se află Vlad Plahotniuc. Nu cunosc locația acestea. Nu discutați despre asta. Nu. În comunicat mai scrie că procurorii au blocat tranzacțiile și au solicitat să fie aplicat sechestrul în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Astăzi, finul lui Plahotniuc, Andrean Candu, a refuzat să răspundă la întrebările la acest subiect, menționând că nu discută cu fostul lider PD despre afaceri și politică. Bine să adresați aceste întrebări celor care se ocupă. Bănuiesc că sunt avocați, sunt companii, sunt administratori, sunt directori, așa că întrebați-i pe ei. Absolut nimic. Nu discut cu domnul Plahotniuc despre nici afaceri și nici despre politică. Pe data de 18 mai 2020, procuratura a emis ordonanță de punere sub învinuire și completare acuzării în privința fostului lider PD, acuzându-l de comiterea infracțiunilor de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ultima dată, fostul lider PD a fost localizat în Turcia. La începutul acestei săptămâni, însă, Procuratura Generală a anunțat că a primit un răspuns din partea autorităților de la Ankara, precum că Plahotniuc nu se mai află în Turcia de la începutul lunii octombrie. Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova spune că este gata să vină la Chișinău ca să discute cu Maia Sandu agenda reformelor care urmează să fie făcute. Totodată, Dragoș Tudorache a declarat că faptul că președintele ales nu are în Parlament o majoritate care să o susțină nu ar fi un obstacol dacă Sandu va reuși să negocieze cu deputații. Eu sunt pregătit să fac o vizită la Chișinău, dacă este nevoie, pentru a discuta agenda de reforme care rămâne în continuare un lucru important pentru Republica Moldova. Întreba dacă în această componență guvernul și parlamentul sunt în stare să continue implementarea acordului de asociere, europarlamentarul a spus că în ultima perioadă cele două instituții nu și-au arătat interesul privind acest proces. Ceea ce au făcut acest guvern și acest parlament în ultima perioadă, nu avem neapărat toate indiciile că va exista un entuziasm imediat pentru a porni pe acest drum. De aceea făceam referire la negocierile pe care cred eu că președintele deja se pregătește să le angajeze în perioada următoare, pentru a vedea într-adevăr ce fel de guvern va avea Republica Moldova de acum încolo și ce fel de majoritate parlamentară. Totodată, Dragoș Tudorache spune că o eventuală majoritate parlamentară formată dintre deputații PSRM și cei din Platforma pentru Moldova nu ar fi un impediment pentru realizarea agendei de asociere, în cazul în care Maia Sandu va reuși să negocieze cu ei. E o configurație posibilă. Dacă președintele Maia Sandu va reuși să găsească o soluție de a reuși chiar și cu astfel de majoritate politică să obțină un angajament politic ferm pentru continuarea agendelor de reformă, atunci acest lucru va fi un lucru benefic pentru Republica Moldova. Dragoș Tudorache a felicitat-o pe Maia Sandu, dar și pe cetățeni, spunând că ambele tururi de scrutin a fost un test al democrației. Europarlamentarul român a declarat că Uniunea Europeană așteaptă ca președintele ales să promoveze o politică pro-europeană și că relațiile cu Republica Moldova se vor întări. După înfrângerea în alegeri, Igor Dodon pleacă la Moscova. El a scris pe pagina sa de Facebook că merge într-o vizită de lucru și că a convenit acest lucru într-o discuție telefonică pe care a avut-o cu șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak. El nu a precizat când anume va pleca în Rusia. Astăzi, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat însă că în agenda președintelui rus nu este planificată o întâlnire cu Dodon. Ultima dată acesta a fost la Moscova în luna august. Moscova salută intenția Maiei Sandu de a dezvolta dialogul dintre Federația Rusă și Republica Moldova, o spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova.
Приветствуем заявленные намерения избранного президента способствовать поддержанию конструктивных отношений между Молдовой и Россией. Со своей стороны, открыты к развитию взаимовыгодного российско-молдавского сотрудничества в различных сферах в интересах народов наших стран, а также тесному взаимодействию в целях достижения устойчивого и жизнеспособного приднестровского урегулирования. Moscova mai speră că în timpul președinției sale Sandu își va îndeplini promisiunile electorale cu privire la respectarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor țării, indiferent de limba pe care o vorbesc. Zaharova a subliniat că alegerile prezidențiale din Republica Moldova, potrivit observatorilor internaționali, au avut loc în conformitate cu standardele democratice general acceptate. Socialiștii și deputații din Platforma pentru Moldova s-au opus unui proiect de lege care prevede 2 zile de vot pentru diasporă și mai multe buletine la fiecare secție. Propunerea a venit de la Platforma, da, și nu a trecut pentru că nu a acumulat suficiente voturi. Se întâmplă după ce duminică moldovenii au stat în cozi la secțiile de votare și mulți dintre ei nu au reușit să voteze pentru că nu au fost suficiente buletine de vot. Propunem 2 zile de vot, inclusiv 2 zile de vot și în interiorul țării. Mai mult decât atât, noi am propus în acest proiect suplinirea buletinilor de vot de la 5.000 la 10. Propunerea celor de la Platforma DA vine după ce la alegerile prezidențiale în mai multe secții de votare din diasporă nu au ajuns buletine de vot, iar mulți dintre oamenii care au așteptat ore în șir la coadă nu și-au putut exprima opțiunea. Deputații de la PSRM și cei din Platforma pentru Moldova nu au votat pentru acest proiect. Nu a acumulat numărul necesar de voturi. Regretăm foarte mult de acest vot. Și eu cred că diaspora a văzut cine și cum a votat. La scrutinul de duminică, diaspora s-a mobilizat într-un număr record, votând în proporție de aproape 93% pentru Maia Sandu, potrivit cec în al doilea tur, peste 260.000 de moldoveni de peste hotare s-au prezentat la urne, cu circa 100.000 mai mulți decât în primul tur, când au fost aproape 150.000, dar și mai mulți decât la alegerile din 2016, când peste 130.000 de moldoveni din diaspora au votat în turul 2. Fumătorii care s-au infectat de coronavirus se pot vindeca mai greu, spun specialiștii. Deși majoritatea oamenilor conștientizează pericolul acestui viciu, au nevoie de ani buni și de consiliere medicală ca să renunțe la el. În Republica Moldova, din cauza fumatului, anual mor peste 5.000 de oameni, arată datele oferite de ANSP. Я негативно отношусь к курению. Сам не курю, как бы и родители тоже не курят. Я сам фуматор, и целек, он лукру, ну, прям бун. Дар, ну, сустин. Ну, сустин идея фумату лучше, для чего я не посибилитать с леса, с арфибини. Там рефуза диел до Ян Дизили, дар акума он ревенит, и кред ка я рашу вресу рефуз. Și Victoria povestește că timp de 20 de ani a fost fumător activ, iar de 10 ani a lăsat acest viciu. А как вы смогли? Вот просто так взяла и бросила. Состояние однозначно было лучше, это во-первых. Во-вторых, финансово, скажем так, это тоже очень ощутимо. Însă nu toți se lasă ușor convinși. Durează minimum o lună și poate să dureze și jumătate de an, și un an, și sunt care nu mai sunt convinși. Mai bine de 30 de ani, Lilia Fiodorova activează în calitate de medic psihiatru, narcolog și încearcă să ajute oamenii să depășească dependența de tutun, alcool sau substanțe narcotice. Бросить курить – это, конечно, испытание своих волевых качеств. Человеку нужно много проанализировать, обдумать, принять определенное решение для того, чтобы, задумавшись, сказать, мне, наверное, нужно прекращать курить. Фуматул афектează системул кардиоваскулар, нервоз, эмоционал и респиратор. Иар потривит специалистului фуматурий, ар путя фи май вулнерабили в фаца коронавирусului. Сегодня, как никогда, мы говорим о том, что пандемия, которая сейчас нас всех обуздала и сковала, она точно так же заставляет людей задуматься о том, что курильщикам гораздо иногда бывает сложнее
выздоравливать от коронавирусной инфекции. Datele oferite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată că anual în țara noastră peste 5200 de persoane mor din cauza fumatului activ și cel pasiv. Un sfert din populația Republicii Moldova fumează activ. Acum 4 ani în țară a fost lansat serviciul de consiliere și tratament pentru renunțare la fumat, iar oamenii pot apela la linia verde. În fiecare an, pe 19 octombrie, este marcată Ziua Națională de Renunțare la Fumat. De parcă ar fi un lac, un crater imens, plin cu apă, stă de 2 săptămâni în mijlocul unui trotuar din cartierul Poșta Veche. Cred s-o spart o țavă, i-am uitat acolo cum apa se... Da. Responsabilii de la Apă Canal au o explicație, o auziți în câteva minute la știri. Numărul cazurilor de exploatare sexuală a copiilor, în special cele în mediul online, s-a triplat în acest an comparativ cu 2019. Se întâmplă inclusiv din cauza pandemiei, care a mutat majoritatea activităților pe internet. Concluziile au fost formulate de responsabilii de la IGP și cei de la Centrul La Strada. Pentru a preveni abuzurile, specialiștii îndeamnă părinții să le explice copiilor cum să navigheze online în siguranță și să monitorizeze site-urile accesate. Într-o zi, Eddie îți cere o poză cu tine, aproape dezgolită. Îți spune că vrea o dovadă a iubirii tale. Tu însă nu ești ok cu asta și îl pui pe sin, deocamdată. Iar Eddie face ceea la ce nu te-ai fi așteptat niciodată. Te amenință că va publica tot ce ai expediat până acum. Investigațiile făcute de Centrul Internațional La Strada arată că în ultima perioadă, odată cu trecerea mai multor activități în mediul online, numărul copiilor abuzați sexual a crescut de 3 ori și aici vorbim de ademenire în scopuri sexuale, viol, dar și șantaj după obținerea unor poze intime. Specialiștii spun că pe internet copiii pot fi mai ușor de manipulat. Dacă un străin se apropie de un copil, în proporție de 80%, copilul spune nu vorbesc cu străinii că mi-a spus mama, tată. Dar dacă un străin trece bariera pe mediul online, treptat, cu o poză drăguță, încearcă să-i aducă laude, să-i depășească anumite frustrări și copilul începe treptat a avea mai multă încredere într-un necunoscut sau necunoscută din partea cealaltă de fir, neștiind real cu cine vorbește. Oamenii Legii anunță că au înregistrat în acest an 45 de cazuri de exploatare sexuală a copiilor. În 25 dintre acestea este vorba despre abuz sexual al minorilor în mediul online. Cea mai tânără victimă are doar 6 ani. Copiii ușor sunt lasă la provocările date pentru a câștiga recunoștință, apreciere, like-uri. În cele mai multe dintre cazuri, victime sunt fete, iar vârsta medie ajunge la 13 ani. Indivizii de partea cealaltă a calculatorului sau a telefonului recurg deseori la șantaj. Dacă nu îmi trimiți poze mai goale, mai detaliate, o să le postez și o să vadă părinții, școala, vecinii tăi. Copiii, evident, că intră în panică și nu spun la nimeni. Oamenii legii îndeamnă părinții să fie atenți atunci când postează fotografii pe internet în care apar copii. Persoane cu anumite parafilii, abateri la nivel de comportament sexual, care primesc plăcere și ei pozele astea le utilizează ulterior pentru satisfacerea lor sau tind să identifice cine copilul și să iasă la contact. Pentru a preveni abuzurile, specialiștii recomandă ca în programul de învățământ să fie introduse lecții în care copiilor să le fie explicat cum să nu cadă în capcană, iar părinții ar trebui să discute cu cei mici despre cum să navigheze în mediul online în siguranță. Totodată, specialiștii spun că în cazul unui abuz, victima nu ar trebui să se panicheze, dar să alerteze imediat poliția și să nu șteargă conversațiile cu agresorul. Rusia a început testarea în faza finală a celui de-al doilea vaccin anti-COVID și a trimis Organizației Mondiale a Sănătății actele pentru certificarea primului. Anunțul a fost făcut de Vladimir Putin în ziua în care țara a înregistrat un nou record de cazuri și decese și a depășit pragul de 2 milioane de infectări. Liderul de la Kremlin a fost surprins tușind, ceea ce a ridicat semne de întrebare în presă. Situația, cum a fost ostră, așa rămâne. А острые, извините, острые текущие финансовые проблемы есть. Рушии не au reușit bine să testeze primul vaccin anti-COVID înregistrat încă în luna august, că anunță startul fazei finale pentru al doilea realizat de Centrul Vector din Novosibirsk. Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно. Конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску.
Anterior s-a anunțat că până la sfârșitul anului se vor încheia testările preparatului Sputnik V și că ar putea începe vaccinarea populației. Între timp, astăzi au fost înregistrate peste 23.600 de cazuri noi și 463 de morți, cele mai mari cifre de la începutul pandemiei. Palatul de gheață din Moscova, care a fost transformat încă în primăvară în spital pentru pacienții cu coronavirus, a început să primească bolnavi. În numai câteva zile, peste jumătate din locuri au fost ocupate. До последнего, хотя мы на самоизоляции, нам 66 лет, мы и перчатки, и маски носим, как бы никуда не ходим. Но вот где-то подцепили, ну вы сами видите, много без масок ходит молодежи, поэтому я бы сказал, что лучше одевайте маску. Не столько себе, там, сколько просто других надо подумать. Autoritățile spun că, în linii generale, situația este sub control, deși în unele regiuni este destul de gravă. Cifre record au fost raportate astăzi și în Ucraina. Peste 13.000 de infectări și 257 de decese. Medicii ucraineni mor zilnic în fața colegilor lor. Coronavirus nu jalee nicovo, dar mai mult decât mstit tem. 140 de angajați medicali au murit în Ucraina de la începutul pandemiei. Мы плачем, и знаете, страшно думать о том, кто следующий. O nouă zi cu peste 10.000 de cazuri și în România, bilanțul ajungând la aproape 394.000. Peste 1.100 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. Japonia este în alertă maximă după ce a înregistrat aproape 2.300 de infectări, un număr record. Statele Unite au depășit pragul de un sfert de milion de decese din cauza COVID-19. În medie, în fiecare zi, peste 1.000 de americani au murit în ultimele două săptămâni. În toată această disperare există și momente de bucurie. Un profesor de muzică din statul Utah, care a petrecut luni bune la terapie intensivă, le-a cântat medicilor la vioară după ce și-a revenit. Numărul americanilor spitalizați în acest moment a atins un record de 77.000. Cadrele medicale lansează tot mai multe apeluri în care neputința se împletește cu disperarea. Cum administrația Trump rămâne deconectată de realitatea zguduitoare a pandemiei, guvernatorii democrați își imploră cetățenii să nu serbeze în familii extinse ziua recunoștinței săptămâna viitoare. O femeie din Marea Britanie infectată cu COVID a născut gemeni în timp ce era în comă. S-a infectat când era gravidă, iar când și-a revenit a crezut că a pierdut sarcina. Nu știa că fiind în comă a adus pe lume copiii prin cezariană. Bebelușii s-au născut prematur, acum însă familia se bucură de ei. Perpetua Uche lucra la spitalul din Birmingham, Marea Britanie, acolo unde era consultant în reumatologie. În a șasea lună de sarcină a început să se simtă din ce în ce mai rău, având simptome de COVID. În cele din urmă, ea a ajuns să fie internată la secție de terapie intensivă, chiar la spitalul în care lucra. Femeia a fost în comă indusă timp de o lună, perioadă în care medicii au decis că este mai sigur dacă geminii vor fi aduși pe lume prematur, prin operație de cezariană. Femeia, când s-a trezit din comă, a crezut că a pierdut sarcina. I was pregnant at 24-5 weeks at that stage. By the time I woke up, I was so disorientated because I couldn't see. I lost my pregnancy. So I couldn't see my bump anymore. I was really, really worried and disorientated. Copiii Pascal și Palmer s-au născut prematuri și au fost plasați în incubator la terapie intensivă, în timp ce mama lor a mai petrecut încă 16 zile în stare critică, înainte de a se întâlni cu micuții ei. They were so tiny, they didn't look anywhere like my previous two older kids. So I couldn't touch them, I couldn't. The nurse had to get my hand to touch them, and it was so emotional. I'm happy the twins were there, they've been delivered. But the thing is, is my wife coming home? At that point, it was not clear to me. She's gonna come home. Thank you so much. Sometimes when I look at them, I get down in tears because I never knew they would make it. And, you know, it's amazing. După luni petrecute în spital, femeia a ajuns acasă împreună cu gemenii săi și se bucură de ei alături de ceilalți doi copii pe care îi are. Un crater imens plin cu apă stă ca o capcană pe un trotuar din cartierul Poșta Veche din Chișinău. Asta ne-au povestit locatarii din preajmă, care spun că groapa a apărut acolo de două săptămâni când s-a spart o țeavă. Responsabilii de la Apă Canal afirmă că au reparat conducta, iar apa s-a acumulat din cauza ploilor și că nu ei trebuie să o acopere.
Potrivit localnicilor, această groapă, care are lățimea de aproximativ 3 metri, stă descoperită de acum câteva zile. După cum vedem, aici au fost puse câteva cauciucuri care țin panglica, iar de acolo curge apă. Oamenii sunt nevoiți să înconjoare groapa prin noroi, iar cel mai greu le este mamelor cu cărucioare. Rodica a ieșit la plimbare cu nepotul său și spune că mereu când merge prin zonă, ajunge acasă cu încălțămintea murdară. Cred să o spart o țavă. Mai înconjurie, mania, dar eu nu știu de ce o săpată și o lăsat-o așa. Așa la noi în Moldova se face. Lasă și lumea să-și bată lumea capul. Localnicii afirmă că groapa stă descoperită de 2 săptămâni, iar noaptea e cel mai periculos să mergi pe acolo. Păi la bine. Votări era și mai înainte, încă de la primele votări era. Trecluză. Foarte, foarte, mai ales prin întuneric să mergi. Extraordinar. Aha. Aici nu e destul de iluminat. Este, dar știți cum am o lumină așa, chiar deasupra. E că dacă luăm, e o lecuțică, e acolo, stă și mai încolo. Noi ne primblăm seara câte o lecuțică și cam... E clar că e periculos, pur și simplu, noi înconjurăm. Prin noroi? Puțin. Ceva o spart tot, probabil din pricina lor, eu mă gândesc ceva o ninat. El nu era. Purtătorul de cuvânt al Apă Canal ne-a spus că muncitorii au reparat o țeavă care s-a spart și susține că apa s-a adunat în groapă. Din cauza ploilor abundente din ultima perioadă și din cauza lipsei, cel mai probabil, a scurgerilor pluviale, lucrările noastre au fost inundate cu apă. Noi am amenajat teritoriul după ce am finalizat lucrările de avariere. Nadejda Fotescu afirmă că acum angajații de la Exdrupo trebuie să verifice sistemul de scurgere a apelor pluviale și apoi să astupe groapa. Responsabilii întreprinderii nu ne-au răspuns la telefon ca să ne spună când ar putea începe lucrările. La un pas de tragedie, un rus din Vladivostok era cât pe ce să fie strivit de o placă de beton. Acesta a căzut peste mașina sa și în timp ce bărbatul o curăța de zăpadă. Bărbatul a reacționat rapid când a auzit un zgomot straniu și a reușit să se îndepărteze de automobil. Placa de beton a făcut zub mașina. Potrivit internauților, aceasta s-ar fi desprins de pe acoperiș sub greutatea zăpezii și a gheții. Problemei proporționale înălțimii. Un tânăr din Germania și-a dorit mult să aibă permis de conducere, doar că la 2 metri și 24 de centimetri înălțime, visul lui pare de neîndeplinit. Nu încap în mașină, picioarele sunt prea lungi și îl împiedică să schimbe pedalele. La fel ca mulți tineri de vârsta lui, acest băiat își dorește o mașină, doar că... Und schalten könnte ich auch nicht, weil da mein Knie im Weg ist. Wir haben bei ein paar Fahrschulen angerufen und nachgefragt, ob das in meiner Körpergröße gehen würde. Und die haben halt direkt gesagt, nee, geht nicht. Până într-o zi când a dat peste un instructor care a găsit în cele din urmă o soluție pentru ca băiatul să aibă loc la volan. Der Sitz wurde ausgebaut und wurde mit dieser neuen Sitzschiene eingebaut, dass wir jetzt Leute hier im Auto haben können, die etwas größer sind. La 20 de ani, tânărul are o înălțime de 2 metri și 24 de centimetri. Es hat früher schon, als ich klein war, angefangen, dass ich immer der Größte war. Im Kindergarten, in der Grundschule, in der normalen Schule. Ich war immer der Größte. Iar provocările nu lipsesc. La haine are nevoie de croieli speciale. Pantofii îi vin doar mărimea 55 și îi găsește numai în Statele Unite, iar patul în care doarme a fost adaptat. Beleidigung unter anderem auch. Oder halt so dumme Sprüche wie zum Beispiel, ey du Riesenbaby. Dar, odată ce a fost declarat cel mai înalt cetățean german, atitudinea oamenilor s-a schimbat. Jetzt sehen die halt da vielleicht hoch, also finden das toll, wollen Bild. Mai rămâne totuși o problemă de rezolvat, să obțină permisul de conducere. Un american a fost atât de fascinat de filmul Singur acasă, nelipsit de Crăciun, încât și-a redecorat propriul cămin ca să arate precum locuința lui Kevin și a familiei sale. Bărbatul din Dallas vrea ca oamenii care îi trec pragul să se simtă singuri acasă. Oaspeții nu îl vor întâlni pe Kevin, dar pot experimenta o parte din aventurile cunoscutului personaj. Și asta pentru că fiecare încăpere este aranjată asemenea celor care apar în filmul Singur acasă. Hey, I'm not afraid anymore!
Nu lipsesc jucăriile împrăștiate pe jos, cutiile cu vopsea prinse de o balustradă și chiar un păianjen. Așadar, muzafirii trebuie să fie foarte atenți pe unde pășesc. I'm up here, you morons! Come and get me! You guys give up or you're thirsty for more? Pentru o noapte de cazare acolo, doritorii trebuie să scoată din buzunar $149. În preț este inclusă și o pizza. Who is it? It's Little Nero, sir. I have your pizza. Leave it on the doorstep and get the hell out of here. Okay. It's just a creative process for me that I enjoy. I just want to keep creating immersive, experiential things for people. Casa are ușile deschise până anul viitor, la sfârșitul lunii ianuarie. Omul are amenajat și alte locuințe, respectând diferite tematici, unde de asemenea așteaptă turiști. Poți arăta bine și într-o sacoșă, dar nu vorbim de orice sacoșă, ci de celebra geantă de rafie în culorile sale albastru-alb, cât și roșu-alb, cunoscută în întreaga lume și care este folosită pe larg și la noi. Un fotograf nigerian o prezintă într-un mod aparte. Împreună cu un designer din New York, această creează piese vestimentare. Recunoscută în întreaga lume, această geantă a fost mult timp populară, în special pe piețele din Africa de Vest. În anii 80, sute de mii de imigranți fără acte, majoritatea ghanezi, au umplut în grabă aceste pungi cu bunurile lor după ce li s-a dat prea puțin timp să părăsească Nigeria. Așa a devenit cunoscută sub numele de Ghana Must Go. Un fotograf nigerian împreună cu un designer din New York creează piese vestimentare care combină atât desene occidentale cât și desene africane. Fotograful susține că aceste genți și-au depășit statutul de curier și sunt folosite ca simbol al migrației. Pungele conotează migrația nu ca un cuvânt pentru a descrie călătoria, ci ca un fapt viu. Cu fiecare frontieră traversată, un migrant ia ceva nou și lasă ceva în urmă, susține fotograful. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794 500 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!